Da, da, ajută să-și iau un cală, muie. Sănătate! Bine v-am găsit! Mai târziu să vii să faci o filmare la ei. Ceau, ceau! Te salut, frate Cristi! Ceau, ceau! Cât timp are? 5 ani și 8, frate. Foarte frumoasă. Ia uite, măi, cunoști? Bine. Ia să te văd, tinere. Salut. Eu mă cer de la Cristi aici, cer de, azi e zâtă cheltuială. Ziceți, cum faceți? Ce să faci? Să pați acolo pe munte? Da. Acolo ne duce. Așa, așa. Cu târnăcopul, dai? Zică cu târnăcopul, nu? Da, luăm zăpadă, o aducem aici. Băi, dacă ajungem de vreme, punem cai și venim și noi ne întâlnim acolo. La răspânde. Mi-a făcut la Nea Costel, am văzut că și-o luam niște ardeneze. Da, o să mergem. Săptămâna asta.
Ciao, ciao. Mă cam rupe că te ia la lucru, un locul meu. Mă cam rupe dacă rupe. Bună ziua, domnul Cristinel, sunt aici. Salut, salut. Ce mai faceți? Bine, voi? Acum să ne vedem. La fain. Să fie un tâlpeciste. Ce șubit dau băieții pe cap? Ce? Ceau, lupușor! Salut, băieții, ce faceți? Rămâi așa. Rămâi așa. Na, uite așa stau gladiatorii, cum stai tu acum. Da, așa. Fii atent, așa numai 100 de bărbați dacă am avea în România, dar să mergeți direct la ăștia. Sus, la ei. Merem, nu-i problemă. Călare pe... Călare pe negri? Aia. Da, da, să nu vă dați înapoi că dă cu un pic de apă, cu gaz, nu cu ălea. Nu există așa ceva la noi. Așa, aici cu, aici cu prietenul tău, cu Cristi. Da. Hop, hop, hop. Hop. Mai încolo, Cristi. Mai încolo. Mai încolo, că ăsta... Lupușor. Eu mă pot abține, domnule.
Hai. Cum e evoluția la... La prietenul? La prietenul. Bună evoluție. Eram să zică bună revoluție. Rămâi acolo, Cristi. Cai sunt aproape tot timpul, șai? Să aveți grijă atunci. Cristi, ai grijă. Cristi, ai grijă. Cât are acum? Cât timp are mânzul acum? Face 4 ani, Rigo face 5, ăla la altul avem acasă de 5 și Corbu face 9. Pe Corbu l-ai lăsat acasă? I-am lăsat pe 2 acasă, că am 4. Și n-aveam cum să fiu cu toți 4 și... Și ai zis ca să-i mai scoți și pe ăștia alăși? El a lipsit o perioadă, a fost plecat în străinătate? Dă-l ușor încolo, dă-l ușor încolo, împinge-l cu spatele. A, așa. L-ai dus la în străinătate? Atât. La muncă, la tine la unghia n-am apucat să-l aduc și am găsit de m-am și pe el. Vai frumos. Am și pe el că acum la următ, la alta, altul trebuie să o dăi cu zi, scoatem pe ea la alți doi. Bravo. Dar îi aduc și pe toți patru. Bravo. Du-te ușor încolo. Pe cărarea asta. Dragoș a pornit? Dragoș. Cred că va trebui să ajungă din ce am din ce mult. I-ai păstrat tu loc acolo? Lângă mine. Stai de Ce ai drept? Ce faci? Dar a venit și noi să luați pe la voi, că acum. Voi tot veniți, venim și noi. Și voi ați venit la noi și noi am venit la voi, a? Dar niște stați mult secunde că trimează după ce trimează. Sănătate, vă dorim, nu e o problemă. Sunt pasionat de Cai Cristi de la București, ascultă-mă. Bună ziua, bună ziua. Aici, știți cine e domnul, nu? Nu? De la Cluj, domnul, nu? Da. Domnul de la Cluj, cum vă numiți? București. Sănătate, domnul Nicușor. No, ce părere aveți de băiatul ăsta? A venit, ne cunoaștem. Și de cai lui. Suntem prieteni mai vechi, a venit la muntă. Dar zic că ce părere aveți de el așa? Băiat bun? Punctual? Dacă nu era bun, nu era nimic de el. Am înțeles. Și mânză din Corbu? Puteți să-i duceți lupușor la mașină. Ne vedem aici. Nu dă, că dacă dă... Denis!
Domnul Mariu, ce părere ai? Foarte frumos. Așa, ai avut tu când ai fost copil? Da, am avut. Eu puneam câinele la sanie. Ai avut așa ceva? Ha? Da, am avut așa ceva. Dar vezi ruțile alea de ăsta, știi ce urât merg? Ele merg greu că nu-i pe pliu fin. Treacă ei, pune, Mihai. E acasă. Da, o dă. O dă. Dă-le numai un pic, fii atent, dă-le așa numai un pic într-o parte, știi? Că să văd așa dacă le dai într-o parte. Dă-o pe asta la altă, un pic într-o parte. Așa. Tineri, ai venit de la Cluj? De la Cluj. De la Turen, da? Da, de la Turen. Așa. Ne aducem aminte cu drag de acum 2018, când? Ce s-a întâmplat la tine? S-a închis târgul. Au venit cei cu... Centenarul? Centenarul. Și s-au cazat la tine? Da, la mine, la grad. Eram să zic că s-au cazat. Deci s-au cazat la tine, știi? Da. Da. Cum ți se pare târgul de cai de la Afric? Bun. De astăzi? Lume multă. Și încă... Și de-abia ai... Stai să mă uite și ora. De-abia e ora 9. Nu, las că nu e rău. S-au adunat multă lume, treabă bună. Treabă bună. Uite-te aici, ni avem și... Cumpărător 2 ani. Așa? 2 ani. De-abia aștept să bem un suc. Da, da. După ce vinzi un căluț, nu? Ne facem 5 și așa. Așa. Da. La mașină. Nu. Ciao. Domnul Dragoș, bună dimineața! Bine! Ai avut rachetă, primă! Păi da! Dragoș, îți mulțumesc tare frumos de ospitalitate! Cu drag, nu se pune problema, știi că tot timpul și la mine ești binevenit! Vreau să zic că m-am simțit foarte bine la voi, sunteți o familie foarte faină! Mulțumim! Și tu ești prietenul nostru și când vrei tu ușa deschisă la noi... Aici! Aici, Alina, să rămână! Ce faci, Cristina? Bine, domnișoară, tu? Da, uite, să-mi dea pe pleții a jos. Așa, arăți foarte bine. Mulțumesc și tu arăți bine dimineața asta. Așa, mulțumesc. Și aici cu căluții voștri. Da. Hai ce bine arată ca aici. Domnul Virgil, adinea erați la restaurant, ce se întâmplă, că nu înțeleg? Am dat să mânc la restaurant și m-a luat poliția. Adică? Rota lor. Când? Hai, Cristian, mă plica pe cale. Am adus pe
Se poate calibre. Bă, ce disperat. Disperat. Păi da, la câte fete faine au văzut aici, tu cum ai fi? Nu bine zic, domnul. Nu mă dezenvelop. Oh. Mihai, să rămână Mihai, la ce faci? Așa bine, arătați foarte bine. O mers acum, dragoste, aducă și ceilalți cai. Pe ramă și pe dolar, da. Așa, îmi place cum ați parcat aici. De a... Ne ținem și noi un pic, deloc. De a latu, de nu se mai poate băga nimeni aici. Treci, bă, Cristi. Ceau, domn Virgil. Zic că... Cum? Ce țineți voi locul? Că dacă nu-și punea fata mașina așa, îi luați, i-aș fi luat locul. Pune un pic aici un cadru, Cristi. Mihai, la ce părere? Ce părere am? Da, ce părere de calul lui băiatul ăsta? E foarte frumos. L-ai auzit ce-o zis? L-ai auzit ce-o zis că în cap eu pe între picioarele lui? În cap dacă mă întorc așa un pic de alatul, știi? Mai greu un pic. Răzvan, cât are? 3 ani? Cinci? Prinț? Da. Să nu facă de ele. Frumoasă culoare. Ce faci, băiatul? O luă poliția, gine, mă luată. Unde? Da, îi lăpește. Ai văzut că o mașină. Acum am cap, Cristu? Am un cap. Dar trebuie să-mi dau jos căciula de pe cap. În cap. Pentru că are lumina de la număr și... Are, are. Așa e? El a apucat un pic și... Rugin un pic la ușa. Poate va avea oră. În spate, cap, e mai strâmt un pic în spate. Nu îi strâmte spate, Mihaela. Tu vrei să-l arzi acum pe prietenul? Răzvan, niciodată. Ăsta-i dolar cu acte în regulă. Cum? Dolar cu acte în regulă. Îi dintre ăsta Perceron? Așa se cheamă, dolar, da. Îi sângere ce unguresc, nu? Da, da. Când mi-o mai zis cineva cal jos Perceron. Da, fii atent. Odora, odora, odora. La copertă. Ești pe pagină. Bă, fii atent. Pe pentru copertă trebuie să sari. Ăsta. Omul sub copere. Dar vreau să văd. Hai tu. Stai tu în 5 lei. E vorba de gest. O, ce vrei, ce... Lasă-l, lasă-l. O poziție pentru copertă. Fii atent, hai să-ți arăt unde se pune poziția pentru copertă. Vezi că mă opresc. Pampăleule, dacă vin cu piciul la tine... Ce să zic, foarte frumos. Mă reprezintă sau nu mă reprezintă? Da. Zici ceva. Calma. Te reprezintă. Da, acolo, ca o mămălică și păi, te reprezintă, te reprezintă. O străcat cal. Nu-i pune. S-a ridicat în două picioare. Vai, eu pun calciul la el. Nu tu. Las-mi un subic la cal. Nici pe tine. Nu-i pune acasă să scape calul. Și e de-a vostru și el? Da, da. Nici pe tine. Na, dolar. Ăla-i tu. Nea Virgil. Da. Ăla-i tu. Ce zice Ali? Veni, să mă ajut. Unde? Să-i pun la priză. Adela aici. Adela aici, bă. E colega lui. E colega de cameră. Pagă acolo lângă colega. Vezi la cum e dolar. Destinația locul. Pa. Lasă-l, bă, l-ai văzut că stă fain. Lasă-l. Zic că legăm caia acum. Zic că-s caia acum. Nu mă un pic mai în spate, te rog eu că leg eu caia acolo. Sau pe partea aia l-altă. No, fii atent. Bă! De asta, orchestră. Da. Măcar sunt distrat, dacă nu luat alunii.
ați rupe ușa de la microbus. Tu o rupă? Ce-a rămas? Faci TikTok! Aaaa! Așa, Alin, aici căluțul tău, da? Da, ele se prind. O să... Am în vârstă de 8 ani. Așa, ce v-ați propus voi asta să faceți aici? Păi vrei să-i punem călare? Așa. Nu o să-l punem la trăsură? Pe el o să-l puneți la călare? Da, o să-l pun călare pe el. Așa. Domnul Virgil, ce părere ai de... Nu mă, tot puși aici în ăsta. Ce părere ai de calul Fedi? De prinț? Da. Super cal. El, super cal, super stăpân. Așa. Ai zvâpăiat prea la iepe. M-ai agitat o țără. Dar pedepsesc tot timpul când face figuri. Cu ce? Cu câte o... Pac. Pune căpățeanul să vadă mai puțin. Să vadă numai în față. Calul să vadă numai în față, nu lateral. Luăm din vedere, lateral, de ce vede prea mult, nu-i prea bine. Așa. Alina, ne-l duci un pic încolo să vedem și muntele, te rog? E prins. Nu cu biciu, nu, cu biciu, că nu-i place. Nu cu biciu, că nu-i place și nu poate să-l țină, nu. Cine e băiatul ăsta? Andrei. Andrei, te salutăm. Salut, ți-ai cumpărat căluț? Ți-ai cumpărat căluț? Da, da. Ce ai vrut să-i zici la Andrei? Să se urce călare. Da, dar nu știe el călare. Hai, hai lângă mine. Nu, că eu, domnule Fede. Reprezint Andrei. Reprezint Andrei. Sănătate, domnul Cristi. Așa. Adi, te salut. Aici, la Vric. Aici cu prietenul nostru, cu Andrei. Cu prietenii mei, cu Andrei, cu cumnate meu. Cu... Andrei, cum te simți? Foarte bine. Ce ai luat? Ți-a luat căluț? Ce să da? Da, și-a luat. Da. Ăsta trebuie să-l duci acasă să-i dai de mâncare, băiete. Da. Mă auzi ce zic? Da. Face treburile și... Să aibă grijă de... Adi, ai venit numai așa, în da, vizită, așa? Da, numai așa, să ne vedem noi, între noi. Să... Ce-ți fac căluții? Bine, sănătos. Câți kilometri îți de la tine, de la Tâmpa până aici? 100 și ceva. Am înțeles. Deci ți-ai pus repede, într-o oră și 20 de minute ai fost aici, așa? Bun. Mai vrei să zici ceva, tinere? Ți-am simțit că ești cu zi, cu ochii în zare. Ai fost aseară undeva? Nu. Fost. Vrei să te duci de seară, că-i sâmbătă? Nu, băgam în care... Cum nu? Am avut era angrile de animale. Cum? Angrile de animale. E, dar păi și de seară? Adi, nu ieșiți nicării? Nu, poate ieșim. Eram ieșit azi. Ia seară în pipă aia, Andrei. Da, și mă, cu călărit. Tu ba, ești culmea. Lasă să urci. Urcă-te, mă, că da. Băi, dai 10 lei dacă se urcă. Nu, no, hai să te vedem. Îi dau 50 de lei. O doare și băie. Copiii de călărit, nu, Andrei. Bun. Andrei, succes. Adi, noi pe aici ne mai vedem. Hai să mergem. Du-te, ai ceva să mănânci. Nu mănânci ceva. Nu mănânci ceva. Vai, mănâncă. Lasă-i, mai târziu. Mă duc să mai dau o tură, bă, Cristi. Păi nu, îți numai poate iau și eu ceva. Doi oameni. Doi, ăia. Da? Păi... Asta e aici cu el atunci. Bună ziua! La Târgu, aici la Avric. Animă!
Aici cu domnul Vianu, de la Sibiu, renumit în creșterea cailor surzi, da, negri. Ne pare bine că ne-am întâlnit aici la Avrig. Așa, ce vreți să faceți dumneavoastră acum cu domnul Vianu? Vreau să fac un târg cu Vianu, o schimbare, să-i dau o iapă neagră, să-mi dea asta sură. Să vedem, ia, copile, așa. Să seamene la vârstă cu mine. Așa. Să seamene sura cu mine la vârstă. Da, e tânără sura, așa. Da, are vreo 8 ani. Unul e de 4 și-o fac de 4. Și aici mânzuțul cât are? 4 ani? 4 ani are. Așa, la cum, la prima strigare. Domn Vianu. 4, șai? Arată foarte bine. Stai că vin, mă, că acum mă văd aici pe asta, mă. Da, și perechea lui ea. Ce faceți? Nu? Ăsta, că... Noi suntem sănătoși, creștem animale, tot felul de... Ăsta, prieten bun cu Vianu. Ce foarte, să mai... Foarte bun. Ce să mai zic? Îmi pare bine, Cristinele, că te-am întâlnit. Și dacă ghiciți cu cine m-am întâlnit ieri, vă cumpăr o ciocolată. Da. Nu ziceți. Noi nu mâncăm cu neruțul? Nu. Da. Nu. Bravo! Da? Dar n-ați ghicit. N-am ghicit. Așa că mâncăm iaurt. Hai că mă duc că mă pierd de pretinii ăștia, că ne mai întâlnim. Așa. Te-am pupat. Viață bună. Bună, să trăiești. Așa. Să-ți dea Dumnezeu numai bine la toate. Și dumneavoastră la fel. Pui pe Lucică, bă! Aspră sura, bă! Mare zi! De la vena, de la lapte, de la ce? Dubur. Dumbă! Ce ai zis? Nu poate, nu este eu de la cositoare aia, eu bani. A, dar vin și noi, poate nu. La cât trebuie? Cristinele, să trăiești! Sănătate vă doresc! Ce faci? Uitați bine, dumneavoastră! Tot așa, ne uităm un pic aici. Mă luce,
Hai, curul la vacă, Ana. Ce? Dă-te mai așa din curul la vacă. Da. Așa. Tinere. Bine de 5 ani, băieți de vânzare. Așa. Ce Facebook ai? Ce Facebook? Am banc. Așa, te găsesc băieții. Da. Cu el foarte frumos. Pune-i cu minte. Cum îl cheamă? Poker, dar nu l-ai învățat să sară în sus, hai? Sare. Ia să vedem ochii. Ochii, să vedem ochii. Ei, ara, dă-i coama la o parte. Puta, tot. Trebuie să-l vezi. No, e frumos. Atât, da, bun. Mulțumesc. Come on.
Să fi dat pe drumul la unul până trec. Să fie alergat câinii după ei. Și pe Adrian, nu? L-ați vândut acum? Cine l-a cumpărat? Ionuț, de unde? De aici, din zona? A, gata!
Brașov, la Sibiu, treabă faină, domnul Ion a achiziționat, domnul Ionel de la Bistrița a achiziționat un armăsar șmecher. Dacă pentru Bolivie, lângă bine și plecat. Zi de la cine, zi de la cine. Hai Florin aici cu noi. Dar zi de la cine, mă fac. Aici de la domnul Fănel, domnul Florin, vă rog, că sunteți prietenul nostru. Domnul Florin, vă salutăm. Cum? L-am dat în toată inima, să aibă noroc cu el, să bucur și el. A, așa. Da, dar și cu 15.000. Nu contează, lasă că e bine așa. Să aibă... Am înțeles. Nu, nu-i rău. Domn Fănel, nu-i rău că te așteptăm la tine la mașină. Mă pun eu acolo, nici mă mai dezlipez de la mașină. Așa. Felicitări. Domnul Gheață, am făcut și ieri anunțul la Brașov că veți face un târg de cai la trei mobile, da? Pe ce dată va fi târgul dumneavoastră? Târgul de cai la trei mobile pe 23 aprilie. Așa. E Sfântul George. Așa. Din câte am înțeles, o să aveți mai multe surprize și aveți o surpriză foarte mare. Din câte am înțeles, doriți să faceți o tombolă. În ce constă tombola asta? Tombola va fi cu un cal care se pune la tombolă. La o tombolă se pune câini. Așa. Căpăneze Bucovina. La o tombolă se pun oi. Așa, deci veți avea trei tombole, trei, da? Tombole. Trei tombole. Și cine dorește poate să tragă la tombolă la cal, cine dorește la oi. Și la oi o oaie sau ce să dă? Poftim? La oi ce să dă? O oaie ce să dă? Oi, să pun 20 de oi, să pun la tombolă. A, deci cine câștigă 20 de oi, da? A, da. Și la câine o să pună un să stableze. Acum ce? Din o să te pună un cățeluș? Un câine sau doi, să vedem. Se pune un câine frumos, original. Care cel mai frumos exemplar? Se va pune un cățeluș frumos, cu acte de origine, cu tot. Așa, deci, așteptați în număr cât mai mare, da? Participați. Ca întotdeauna. Bun, domnul Gheață... Căutăm să le facem la oameni pe bunul plac. Mult succes și... Doamne ajută! De-abia aștept să venim să tragem la tombolă. Așteptăm toți iubitorii de animale, de cai, oi, câini. Cu mic, cu mare, da? Cu mic, cu mare, de la mic până la mare. Bine, multă sănătate. Doamne ajută! Ha ha ha!
Opa! Radule! Hău, hău, nu dă-ne, hău! Băi, bărbat! Nu prea fost de mult la mâna! Radule! Hău! Mihai Viteazu! Da, mă, țiganii cu mică, îți dau un ecolan! Ăla-i... Ho, 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 scuce! Bă, stau, mă, dar pe tumei cu mâinile, nu? Curat! Nu m-au unul odat. Da. Adică nu m-a pe... Pe Radu, 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 pe Radu. Caduca na ala panjingu tu tem que vender. Ele grava e prescreve, tem que comprar. Não é? Ce faci, Cristine? Serios, tinere. Bine, tu? Noi am venit la târg. Și așa, nu ne-am văzut de mult timp. Nu ne-am văzut. Bine, numai pe ei aveți. Numai ei, da. Poți să zici că e rău? Poți să zici că e rău? Nu. Unde e Adrian? Ia prezint. Uite-l, bă! Cât timp zici că are el acum? 3 ani. Hai frumos. El ce-ar fi? Sânge rece sau... De care? Ungureț sau polonez? Ungureț. Ungureț? Frumos pe poziție. Armăsar de montă. Tot ți-s foarte frumos. Frumos. Mulțumesc, Cristine. No, hai să te audă. Le mă tot dată, mă, acolo. Dă-i acolo. Nu mă gândesc. Asta sunt noi, Cristine. Îți place negru meu? Dar cum să nu-mi placă? Îmi place 3 ani. Îl pregătesc de concurs. Ăștia-s modelele de cai ce ne plac nouă la România. Îl pregătesc de concurs acum. Da? De tracțiune? De ce nu le Ce zici când te-am întâlnit? Foarte bine și nu-ți place că e cald? Ba da. N-a fost frig o grămadă de timp? Da.
Bă, are lijur. Vreau să vă ajung. Nu, nu, mulțumesc. Să trăiască domnul Cristinel. Te salut, ceau, ceau. Trageți un cadru pe caieș. Da, da, pe uite aici murgulețul domnului. Să trageți un cadru și pe sub aia. Care? Acolo, în spate. Sunt pereche, așa, i-am amândoi. Îs în pereche și pe grosime și pe tăt, așa-i? Acum! El cât are? 4? Da. Sănătate bine. Bine, scos iar 10 cai. 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 Din imagine. Foarte frumos. Cât are? 5 ani? Nu, 3. Așa. Ce Facebook aveți? Lungul eu. Așa. Asta în caz că doriți să vă contacteze cineva pentru, pentru el, așa-i? Da, da, da. Bine. Domnule Lu, ce să zic? Să aveți viață bună. Și succes. Foarte fain. Ne-am cumpărat cine, la soțul meu un beci. Așa. Din banii lui. Salut. Da, ăsta o să fie prins pe parete din câte știu eu. Trăsură, ăsta la gheță să fie agățat. Aha. Dar l-am luat și tu din banii lui, de cadou. Da, nu e rău. Nu. Așa, avem mulți urmăritori. Avem 120, Cristinel. Ha? 120. De mii? Nu, chiar nu. 120 de persoane. Am înțeles. Puțin.
Da, Sebi, la vrei. Lupușor! Ceau, nu știam care mă strigă. Din cauza căștii, ți s-o rezonat. Nu, o rezonat. Adică mă strigă cineva, dar nu știam care. Al cui e băiatul? Al un prieten. Bun, și trebuie să sar pe faule sau care-i faza? Hai, nu neapărat. Ne gândeam să vedem. Vreți să faci ceva? Vreți să faceți ceva interesant? Am patru, mai băgăm unul. Dar cum? Dacă ai mai... Poftim? N-am graj. Mă, lasă grajul, că ai acolo... O scăbanță, ai din grajul. Lupușor, ai acolo... Ai acolo spațiu de... Da, apoi am spațiu de hergelie. Nu, n-ar fi rău să-l... N-ar fi rău să-l bagi la tine în ăsta? L-aș fi pus lângă diafră. Lângă... Se fac perifer. Aha. S-am unde de aceeași vârstă, de aceeași... Înălțime? Și pe grosime, la picioare, la tătătă. Și dacă nu se scumoze să la pele neagră pe răscumpă, mai fac eu pereche. Ia, vine și ia-l-ți pe diavol. Acum au vrut să zic adă lângă el. Ia-l-ți pe diavol. Domnul Liviu, vă salutăm. Vă salutăm. Ați făcut o achiziție puternică de la Polonia. Și, adică... Pot să zic că... Faceți numai un pic loc să ieșim acolo cu ei. Să aveți grijă. Mi-a un pic încolo, te rog. Cristi. Ce vrea să ziceți, mă scuzați. Vreau să zic că dacă îl cumpără Lupușor, clar că e achiziție puternică. Am patru, mă mâncava și inima voastră câte achiziție. Nu pune unul lângă altul, e clară treaba. Așa. Ui, așa. Cine să pune cu șorul? Uite lângă ea! Uite la loc! Lasă-l așa, ho! Stați-vă așa. Ho! Stau aici, îi puneam unul lângă altul, Cristi, încă o dată. Ho! Na! De calții. Bă! Gătața! Ho! 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 Na, o diavolo. Ho! Yeah! Nu prea pasă, stai. No, pe bine nu contează. Oh! Yeah. Patra mine. Acolo e, păi ai gât acum. E, Au! Aici, bărbate, că ai fiți în el! Aveți grijă? Au! No! Lupușor, 3 am pus! Stai că l-aduc și pe ăsta, stai că l-aduc! Să aveți grijă! Auzi, Cristi! Suri! Au! Au! Da. Hop! Hai la vale, legă. Mai la vale. Hop! 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 Oh! 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 Rămâi așa, Cristi! Domnul Liviu, dați-l în partea asta alaltă. Dați-l acolo. Oh. Dați-l pe partea asta alaltă atunci. La spate, la cameră, știi? Are energie asta, mă, frate, cât avem tăzi la oaltă. Așa-i? Bagă! Diablo! Bun, ăștia să înțeleg. Bun, domnul Liviu, stați bine cu condiția fizică, nu-i rău?
Caii și ei au condiție bună. Lupușor, asta e zilei, cum se zice, evenimentul, sau... Hai, patru negri. Na, diablo, la următoarea filmare chestii filmăm pe post 4 acasă. Ha? Domnul, vrei și pe dâmbă dacă puteți. Ăla-i, atât. Ăla-i. Nu-l mai mișcați din poziția asta. Nu, uite aici, bă, frate. Avea Ștefan cel Mare, numai ca lui era surd. Ha? Tot așa modelul ăsta. Hău! Stuu! E aici, mea. Hău! Calală! Bun! Domnul Liviu, noi am prins imaginea. Așa, domnul Relu. Domnul Relu, ascultă-mă numai un pic, te rog frumos, hai să facem ceva. Pai, pune-le în linie, mai pe tot patru, să facem ceva. Lângă ăla la altă. Pune-le lângă ăla la altă, tu-l minți, ăia doi și facem o filmare în 2 minute și gata, plecăm acasă. Nu plecați acasă, bă, Lupușor, că mere să mâncați ceva, mă. E bine, Cristinele, tată. Perfect. S-a făcut amblaua? Așa. Și voi, pa voastră. Așa? Vă puteți... Puteți să faceți ce vreți acum. Le-am pupat pe portofel. Lupușor, viață lungă și bună. Și, și muncă mai puțină, băiete. Salutare. Ia uitați aici, ce zice, ce spectacol. Ați ajuns la spectacol. Am ajuns când nu trebuie. Da. Hai, mă! Nu, ăsta e spectacolul. Nu mă pic, domnul Relu, nu mă pic. Așa. Tot îți cum e, numai nu ar știi cum e. Armăsari. Trebuie să-ți accepte unii pe alții. Tot îți cum e. Opriți-vă. Pare bine, te-am multă să ne vedem pe aici, nu te duci. Nu mai stau, plec. Unde? Acasă. Hai de lucru. De nu vă cap. Hai, dai duminică. Eu am de lucru și duminica. Sănătate vă doresc. Ce mai faceți? Sănătate. Mai aveți negruțul? Bună ziua, domnul Cristi. Bună ziua. Până acum. Îl aveți, da? Vă așteptăm într-o zi la Ighișul Vechi, dacă doriți. Avem... Da, da, o să... Ceva că... O să venim. E ca, nu e! E! Dă-te-n partea de pe Relu! E mai mare măcar! Se filmează pe tine! Hai! Acum aprobăm să vedem dacă umblă după armăsar! Domnul Relu. Domnul Relu. O lasă aia. Domnul Relu, hop hop hop, o lasă aia. No! Nici nu i-a dat în coaie, păi. Băgat eu. Frică, dă-te de acasă.
că vedeam mai tu și rămâneai jos. Ăla-i de mărime. Te mai dai spectacol. Ăla-i de mărimea ta, mă. La, la. Ăla-i de mărimea lui. Ăsta-i de mine. Ce, ce poziția negru s-a mai făcut? Da, are nimic. Gata, e bine, frate. Dragoș, mai în față, aici. Acolo, Dragoș, acum. Bravo, boss. Hai la comandă, Dragoș. Virgil, faci și tu așa. E da, Virgil, tu faci așa. Ce să fac? Să te suni să faci așa. Eu nu mor, fratele meu, că l-are mi-frică. De ce? Îți fricos. Hai mai încoace. Îți fricos, Barosane. Tare? Tare, rău. Ce zic, de Drago și campion aici, uite, uite. Ep! Dolar! Dolar! E, odată, bă! Bravo, bătule! Domnul Virgil, hai mai încoace un pic, că vrem. Ce părere ai de prizienii lui Dragușa Peteor? Foarte frumos, cai. Ha? Foarte frumos. Are frumos, așa? Da. Și întreține frumos și tot ce trebuie. Totul foarte frumos. Domnul Cristinel! Ia uite, acum vin niște călări. Asta e nebunia lui, n-ai ce să-i facă. Dă-i drumul. Dă-i drumul. E? Dragoș. Nu mai poate. Bravo. Un sar. Alina? Lângă, lângă. Dragoș, vezi că se pune Alina lângă tine. Nu-i problemă. Op. Bravo. Bă, dai moare. Hai, mai faci un pic tu, Dragoș. Stop. Op. Op. Bun așa. Op. Jucă ușule ce. Op. Hai grijă, hai grijă. Hai grijă că suntem cu căciulile pe cap, să nu le zboare căciulile. Zboare căciulile. Hai grijă, hai grijă. E dolar. Așa. Alalt, unde-o pleca cu cal? O trecut pe... E, Dragoș, parcă nu-i din clanul vostru. Cine, Raul? E. Păi nu, că azi de tronare, azi e ultima zi lui de muncă și de aia. Am înțeles. Își face de cap. Aha. Și de-aia au dat drumul la cai să alerge pe-n târg. Au vrut să-mi facă așa ultima zi, știi, de-a fost pregătit. Noroc, fratele, răzbi cu toată lumea aici. Așa, așa. Și de data asta. Lasă-l să fie sănătos. Așa, așa. Așa, vine aici, hai. Acolo rămâi, acolo, hop, atât. Hop, stai. Vede înapoi. Înapoi. Vede înapoi. Nu știu, că așa stai. Uite, acum vin. Hai, lăsem să vină încoași. Aduce Mihai, l-a transpirat. Îți dai seama că-i dă. Dar bă, nu știe de zici calul ăsta. Dai așa, eu nu am mai dat. Ramon? Dai așa în el și el... Dar lui nu-i fac, numai lui prinții fac. Ca să țină cu el, știi? Dragul, salută lumea, că ai 1000 de persoane aici. Salut pe toată. 1000? Alina. Bună, bună. Ia, 1000 are pe live? 1000. 1000? No, bagă-te și tu să fie 1001, Răzvan. Dacă intru... Auzi să se vadă. Auzi ce-ți beară Mihai ăla? Bișcă-i de aia de cai. Bișcă-i geambașul de cai. Dar pe alu cine? Pe alu Valina? Da, alu la Valina. 1000 are. Zi să se fălesem, să se oprească. Încet, încet aici lângă noi. Las cadouri, cadouri. Las, băie, las. La cai.
Da-ți acolo, da, 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 da. S-a mai rupt un căpăs, pe una altă. Răzvan! Răzvan, prinde-l de gură, prinde-l de gură. Trage-l încoace, fain. Cum l-ați făcut? Cum l-ați făcut? Ce spune? Că n-am vizut un lucru, nu mă scalpul. E cald, mă. Mihaela, cum te simți la volanul unui ultimului model? Ultimului model de Mercedes-Benz? Le mai pomenit. Ha? Le mai pomenit. Ține-o pe frână. Deci, are tobe. Mihaela, are tobe, tobe, are tobe. Are tobe. Auzeam eu un sunet și nu știam că ce tobe, ce... Înțelegi? Așa. Asta e momentul foarte frumos. Adineori... Moment sau... foarte frumos, domnul Cristian. Adineori am văzut negri la oaltă, acum vedem alți negri la oaltă, armăsari frumoși. Și aici vedem și fete frumoase. Bravo, Dragoș, relaxare. Relaxare plăcută. Mulțumim, Cristinel. Mulțumim, Cristinel. Aici cea mai frumoasă vizitie, sau cum să zic? Cea mai frumoasă șoferiță din România. Așa. Frumos, mă. Foarte frumos. Yeah. Ah, da. De acolo, Alina. Hop, hop, hop. Uite aici la și pe ăsta, băi, rei! Păi, dar câți ani are, sărac? Aua, câți ani ai, băi? Selfie! Ceau, Dănuț! Auzi, Dănuț! Dă-te la frate, băi! Băi, nu te rog eu frumos, că... Nu mai vrea să apară, gata! Te rog eu frumos, pune la Bubu, cur de banană, te rog eu din toată inima mea! La care? La Bubu, 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 cur de banană! Nu! Nu!
Găină pe părere! Ai văzut, Cristina, cum a spart tracțiune? Păi? Aoleo, Cristina, sper că nu mai filmat, că n-au zis prostii. Cristina, să vă faci. Acum am pornit. Acum ai pornit? Da, e fizian. Dacă pui firma asta, ție. Nu știu că-s aici, așa-i? Nu! Domnul Cristinel, uite aici clientul care a fost bărbat de mi-a plătit mânzul. Unde-i? Uite-l aici, al felicit. Unde-s banii, banii, banii? De carne. Mânzul care trebuie să fie al meu, nu? Da! El a fost bărbat, Cristinel, de l-a plătit cât a cerut. Nu foarte bine. Și să aibă noroc de el în continuare. Și să ție cât mai mulți cai și respect pentru treaba asta. Tu de asta lași de ca, e? Mă las! Astăzi intru la pensie. Câți ani ai? 19 ani. No, faină pensie. Vrei să nu faci pană la motoretă? Cine, mama, eu te-am dat grapa. Voi sunteți cai? Noi nu! Domnul Ion, vă salut odată! Când stă pe poziție, lăsați-l să stea, bine? Când dă să se uite? Când vrea să se uite, lăsați-l! Atât! Ăla-i! Lăsați-l așa, așa, lăsați-l. Așa, așa, lăsați-l. Hop, hop, așa, așa, lăsați-l. Nu-l mișcați din poziția asta.
Cum s-a scut cu Podcoveala? Aveți de lucru? Mai o să mai slăbi Podcovitul, că s-a mai dus ca ei, o tot plecat. Da, este. Mai vin oameni de departe, așa? Mai bun, pretențiuni. Monte, care... monte. Și monte, așa-i? Monte, da, am început. Lăsați-l așa, lăsați-l, lăsați-l. Lăsați-l. Lăsați-l, lăsați-l, lăsați-l. Da. Când? Anul trecut? Da. 100 de munte au avut. Lăsați-l acolo, lăsați-l acolo. Când îl mai duceți la camionete, lăsați acolo. Băieți, mulțumim! Domnul Ion, unde țineți armăsarul? În ce locație? Cristian, la Sibiu. Deci îl țineți la Cristian la Sibiu, da? Cristian. Cum vă găsesc băieții dacă ăsta are băiatul vreodată? 787. Dar nu număr, că după poate ăsta. N-are băiatul în Facebook, băiatul dumneavoastră? Bă, da, am și eu. Aveți dumneavoastră? Facebook. Ce Facebook aveți? Moga Ion. Așa. Deci dacă dorește cineva să monteze cu armăsarul dumneavoastră, să-și monteze iepele sau iapă sau Mutați două sau cinci. Așa, ce distanță faceți? Facem, depinde de... 50 de kilometri, 100? Nu contează, depinde de... Am înțeles. Depinde de om. Am înțeles. Și până la Oradea, dar... Așa. Da. Frumos armăsar aveți. Mulțumim, trebuie să facem niște filmări cu mânjii de anul ăsta. Și am trebuit cei mânjii. Foarte bun. Băi, domnule, eu n-aștept să-mi dați un signal. Că eu dat ăsta dumneavoastră. Că doar noi suntem pregătiți. Da, trebuie să mergem puțin la munte. Acum au început să fete. Așa. Și când mai fata pe merge și filmăm mânzi. Mă sunați? Mă sunați? Da. Așa. Da. Mergem, tot duminică îi filmăm pe zonă. Aveți mânzi negri? Sunt și de un an. Negri? Da. Negri, mânzi închis. Bun. Și șosură de la Ilanel Superbescu, dar e, nu aia să dereșe și din ea pe sub. Am înțeles. Bine, dar puțin. Foarte puțin și pe... Am înțeles. Culori combinate. În rest, negru și mult iasă. Mult închis. Da. Puțin de stea, fără semne iasă mânzi. Bun. Domnul se vede. Vedem cine știe, cunoaște. Domnule, ce să zic? Să aveți succes. Să aveți succes. Mulțumim. Și la Podcovici și la Montă și în tot ceea ce faceți. Multă sănătate. Sănătate, domnule Ion, vă mulțumesc frumos. Mulțumesc, se vede și sângele calului. Da, da. Al capetul, cine știe. Are sânge, dar și nici dumneavoastră nu stați rău pe chestia asta cu sângele. Deci vă mișcați foarte repede, mai bine ca mulți tineri. Și știți cum să faceți cu smâcul. Știți cum să mutați calul de pe loc. Am început să albez lângă ei, că de 35 de ani. Așa, așa. Meserie, oarecă... Și de ridicat picioare și chestii, așa? Am spus noi cu primul în 35 de ani. Așa, așa. Bun, vă mulțumesc. Thank you.
Armăsar iapă și armăsar în spate. Mm-hmm. Foarte frumos. Hai să-ți prezentăm un mânz ardenez. Nu poți să întoarci căruța un pic. Nu, că mergem în față. Hai că merg, te duc eu cu... Stai. Așa. Tinere. Da. Păi aici prezentăm ea pasta blondă, ardeneză. Da. Unde locuiești tu normal? Aici, la Vrig. La Vrig locuiești. Mulți cai la Vrig. Poftim? Mulți cai sunt la Vrig. Sunt, da. Cum ți s-a părut târgul de la Vrig de astăzi? E foarte frumos. Ok. Tura trecută, când a fost? Acum o lună? Da. Cum a fost ăsta față de luna trecută? A fost puțin mai mare ca celălalt și am reușit să-i dăm drumul din nou. Și aia e un lucru bun, așa? Invităm pe toată lumea și... Când se ține? Sau cum se ține? O facem o dată la o lună. Și ce dată? Sau căutați voi data? O dată, dar o să stabilim. Cum pe weekend duminică să fie toată lumea. Duminică ori sâmbătă. Anunțăm pe Facebook. Anunțăm pe... Am înțeles. Nu? Foarte bine. Cum te numești? Dorel, de la Vrig. Domnul Dorel, te salut și stai viață bună. Sănătate și bucurie. Ceau. Aici vă arătăm niște iepe, iapă blondă, care e iapa mea de suflet. Da. Am crescut-o eu. Da. O iapă ardeneză, nu mă s-a fost ardeneză. Un cărucior, un cărucior. Tata, eu a fost cărmăsarul domnului Adi de la Mărișel. Aia așa blondul, așa? Blond, da. Și cealaltă? Și cealaltă, uite că s-a fost un... de fitero și numai s-a fost o iapă ardeneză. Mm-hmm. Nu cunosc. Lasă că-s foarte frumos, hai că ai frumos. Am acolo mânz, am acolo iapă sură pe șeron. Le-am poza din spate. Ce zic, te mai așteptăm și... Bine, Dorel, multă sănătate, multă sănătate și ne vedem. Sănătate multă. Ceau.